Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Te interesează să lucrezi de acasă pentru o sumă de minimum 200 de dolari pe zi? Răspunde la acest mesaj dacă vrei să nu știu ce. Eu le primesc pe astea, în general, pe rețelele de socializare, pe mesagerie, nu pe WhatsApp. Uh-huh. Unde vin de la niște persoane, în general, cu nume străin. Da. Așa era o poza unei fete foarte drăguțe. Dar sunt scrise în română, știi? Da, adică, păi și în română. William Jenks îmi scrie, nu vrei să lucrezi de afară, de acasă? Și vrei? Păi nu vrei că... Le-ai răspuns? Bă, da, s-a umplut de... Da, de fel de fel de țepe de astea. Eu am un prieten care... Dar de alea n-ai primit cu... Mai trebuie să plătești câțiva cenți ca să îți iei nu știu ce colet surpriză? Alea erau la poștă și acum sunt la curierat. Băi, am primit săptămâna trecută, culmea, exact în ziua în care chiar mi-a plecat un colet de la firma aia de curierat. Am făcut o comandă peste hotare. Peste hotare. Am primit SMS dimineață de la firma de curierat că au preluat coletul și o să vină nu știu când. Am primit și mail. Și pe urmă, pe o altă adresă de mail, respectiv pe ăsta de aici, de la serviciu, găsesc mail tot de la compania aia. Și zic, de ce ori mai fi trimis, nu mai ține minte. Și intru pe el și era aia. Comanda e în pending. Da, și pentru că trebuie să plătești. Dar vezi că bine făcut, sau... adică nu de la scris la gramat sau... Nu, făcut foarte mișto și cu logo-ul firmei, cu tot. Mai trebuie plătită o taxă de 40 de cenți, ne cerem iertare, ca să putem să dăm drumul la lucrare. Clic aici ca datele de card. Și acolo intri, îți bagi datele de card și... Și la revedere. Te pupă pe portofel, cam asta e. Îți ia de la 40 de cenți în sus. Ideea, da. Dar sunt fel de nu, fel că de... nu poți să-ți tragă banii. Folosesc datele alea pentru altceva. Dar nu... Cum să nu poți să-ți tragă banii? Păi nu-ți trag banii. Dacă... Ba dacă tu când... Păi nu, că trebuie să autorizezi orice tranzacție. Nu neapărat. Cum atenție. Nu? Tu acolo bași CVV-ul ăla de pe spatele cardului. Așa. Da? Da. În momentul în care le dai aia 40 de cenți. Așa. Ei îți iau, practic, toate datele de pe card, inclusiv CVV-ul. Da. Și cu CVV-ul ăla poate să facă o sumedenie de plăți la site-uri care nu cer autentificare în doi pași, aia cu telefonul sau cu aplicația bancară. Uite, eu, de exemplu, săptămâna trecută am comandat de la o mare firmă de băuturi alcoolice din București niște vin și acolo când plătești, platforma pe care o folosesc ei nu-ți cere autentificare. Uh-huh. Introduci datele cardului, dai enter și au plecat banii. Și a plătit cu cardul banii. Vreau să zic. Dar apropo de asta, că circulă fel de fel de, de scroci în ultima vreme în mediul online și eu am un prieten care se distrează cu ei. Răspunde la asta. Da, intră în jocul lor. Să știi că existau oameni care asta făceau, au încercat și eu, dar mie nu mi-au răspuns niciodată. Care încercau să intre în dialog cu nigerianul, știi, nigerianul care avea o avere uriașă și... Da. Facă ție cadou. Da. Da. Aia vezi că sunt, circulă la noi, de exemplu, pe Facebook, unde avem postat dublu sau nimic, din când în când mai intra câte unul de ăsta care le oferea oamenilor care priveau acolo concursul. Tot domnule, bolnav în ultimul stadiu, mai am 500.000 de euro, vreau să-ți dau, că exact. Nu găsesc pe cineva să... E, ăsta intră în jocul lor și oamenii îți oferă credit, e și asta un schem. Deci primești mesaj dacă ai nevoie de un credit, da, că te ajută ei să-l obții. Și el a intrat un pic în joc și le-a zis, da, că sunt interesat, nu știu ce, și pe urmă i-au cerut bani pentru garantarea creditului. Logic. Bani pe care să-i trimită pe Western Union. Union, da. Și ăsta a zis, nu, că eu am banii cash în casă, vreau să vi dau cash. Mă, aoleu, nu, că n-avem, nu e bine să umblăm cu cash? Da. Hai, de, și ăsta, bă, da, insist, vin eu, unde aveți? Pe economia online. Suntem. Și fii atent ce a primit zilele trecute. Unul nou. Și eu mor că el îmi trimite, dar ăsta vi-l citesc. Deci, îi trimite cineva pe nume Andrei, da, pe Messengerul de la Facebook, propunere. Bună, ai nevoie de finanțare pentru locuință, afaceri, nu știu ce, vă putem oferi împrumuturi între 5.000 și 250 de milioane de euro. Înțelegi? Cu o dobândă, o rată specială favorabilă a dobânzii de 2%. Ai nevoie de un împrumut? J-Lo, mesajul ăsta. Da, e mesaj pentru Țiriac. Lasă-ne mail-ul de contact și WhatsApp pentru mai multe informații și fii mulțumit, zice. Da. Clientul este rege și satisfacția este motoul nostru. Punct și semnul întrebării. Adică întrebarea cred aici, că e generică, da, la tot. Poții de traducere automată mai dau și erori. Și fii atent, nu, că nu-i cu boți. Că Paul îi scrie. Oh, bună, Andrei! Mă bucur mult să aud asta.
Sunt foarte interesat de ofertele firmei dumneavoastră. Vă rog să-mi dați mai multe detalii. Vă doresc o zi minunată. Dumnezeu mi v-a scos în cale în momentele astea grele prin care trec. Îi scrie Paul. Și ăla imediat îi scrie: cât vrei să împrumuți și care este perioada ta de rambursare? Iar Paul continuă: având în vedere că vreau să-mi deschid o mică fermă de struți, și scrie în paranteză: comerțul cu ouă și carne de struți este foarte rentabil, după ce mi-am făcut un plan de afaceri, mă gândesc la o cifră cu două zerouri. Și nu i-am... Mai da, prieteni, ați trecut prin astfel de situații, primiți mesaje de-astea de tip spam, scam, cu super oferte. Spuneți-ne cum a fost, dacă ați răspuns vreodată. Dacă ați luat vreo țeapă de asta. Doamne ferește, dacă ați luat vreo țeapă, dacă vi s-a întâmplat, ce ați învățat. 0372069599 e numărul nostru de telefon și puteți să ne dați și mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, dacă vreți, până în vreo 30 de secunde așa, 0728 3132. Sunați-ne să vorbim despre toți escrocii care ne înconjoară și care încearcă în permanență să ne păcălească. Mai nou, sunt din ce în ce mai multe mesaje spam pe WhatsApp. 0372069599, numărul nostru de telefon. Alexandru, bună dimineața. Bună, Alexandru. Bună dimineața, băieți. Te ascultăm. Două întâmplări. Ia. Două întâmplări am avut. Băiatului meu cel mic i-au spart contul Facebook. Asta e. Acum glumesc, cu ajutorul lui Mark Zuckerberg i l-au redat, schimbând parolele, bla, bla, bla. Și în același timp i-au spart și contul bancar și au încercat să ia de pe card de două ori două sume. El a primit acele semnale, da, că cineva încearcă, nu și-a dat seama, mă rog, dimineața, au întâmplat dimineața, pe undeva pe la 3-4 dimineața, toate chestiile astea. Uh-huh. Ne-am dus la poliție, ne-am dus la bancă, dar banii au rămas undeva. Uh-huh. El și-a recuperat banii, dar da, tipul nu încercase. Încercase de undeva din Cipru. Da. Să-i scoată. Da, norocul este că la astfel de încercări de fraudă în sistemul bancar online, de cele mai multe ori îți recuperezi banii. Spre deosebire de cazul în care îți fură banii din portofel în autobuz. Așa este. Dar totuși am rămas surprins că de ce nu i-a putut să ia atunci pe loc. I-a luat banii, a scos, a semnat că i s-au retras din card, da. Odată 100 de lei, odată 100 și ceva de lei. Dar, de fapt, banii nu s-au virat direct în contul lui, unde a încercat să-și facă transferul. Banca, da, a putut să recupereze foarte ușor, i-a brăcat. Sunt detalii tehnice astea. Iar a doua fază a fost cu mine, când cineva m-a contactat pe Messenger, tot așa, cu: bai, ești norocosule, fericitule, da, chiparosule, și am spus, să-i dau număr de telefon și zic, da, fii atent, notează bine aceea. Numărul meu de telefon și îți dau toate detaliile. Este 112. Aha. Formează numărul ăsta și primești toate detaliile. Și a dispărut. Din clipa respectivă s-a terminat totul. Apropo de fraudele astea bancare, trebuie să aveți mare grijă. Odată să nu dați pinul niciodată, evident, sau să nu vă fie aflat cumva, pentru că dacă se trag bani de pe card cu pin, atunci adică nu vă despăgubește nimeni. Da. Iar în privința tranzacțiilor online, din câte știu eu, în cazul în care autorizați tranzacția, fie și din greșeală, da, nu mai sunteți despăgubiți. Așa este. Sigur, dacă se face o tranzacție, se dovedește că n-ați autorizat-o, vă recuperați, uh-huh, banii. Sorana, bună dimineața! Bună, Sorana! Bună dimineața! Fix asta am pățit eu cu autorizarea tranzacției. Am pus un ceas pe un site de vânzare-cumpărare la vreo 450 de lei. Am primit un mesaj pe WhatsApp cum că e interesată persoana să-l cumpere. Am primit un link de la o mare firmă de curierat să introduc datele cardului ca să-mi dea banii pe card. Și bineînțeles că mi-au luat cei 450. Dacă aveam mai mulți, îmi luau mai mulți. Da, am fost la poliție. Da. Și portarul de la poliție mi-a zis: doamnă, că au venit oameni cu pagube de peste 10.000 de lei. Da, vă faceți de rușine cu 450. Asta a fost o escrocherie foarte populară, din păcate, cred că la începutul acestui an sau de-a lungul acestui an. Uh-huh. Asta cu curieratul și pe site-uri de astea de vânzări. Da, fiți foarte atenți, în principiu, de ce ar trebui să plătești tu curierul, să dai datele de card acolo, e cam ciudat. Constantin, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Eu n-am pățit-o, în schimb lucrez într-o companie de curierat. Da. Cred că l-am avut și pe Luca, dacă țin bine minte. Problema este că sunt foarte multe
astfel de mesaje, care sunt SMS-uri sau, sau mail. Sau pe mesageria acestor site-uri de cumpărături. Da, noi cu ce ne confruntăm noi este majoritar mail-ul și SMS-ul. Dar ce e mai grav, mă rog, că ei încearcă să facă o escrocherie, asta e. Problema este că sunt foarte multe persoane care intră, persoane care nu, chiar săptămâna trecută am avut situații în cadrul companiei noastre în care nu avea nimic de primit, nu a comandat nimic de la, deci absolut nu avea de primit colet. Și totul s-a finalizat prin a ne face nouă reclamație la ANPC, că el a plătit, domne, ăia un dolar era, a plătit un dolar și noi ținem coletul, nu vrem să-i dăm coletul. Adică au fost și păcăliți și... Oamenii sunt, am primit un cadou, vreau cadou. Da, 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 da. Mulțumim, Constantin. Valentin, bună dimineața. Bună, salut, Valentin. Bună dimineața. Două sfaturi scurte ca om care lucrează în securitate online. În primul rând, dacă primiți un e-mail sau un mesaj, ștergeți-l, să nu vă mănânce curiozitatea, să dați click, să vedeți oare ce e acolo. Nu recomand să faceți ca prietenului Luca, pentru că vă puteți frige. Nu trebuie să dai neapărat click într-un site ca în spate să ți se întâmple niște lucruri, să existe niște scripturi care să ruleze. Deci mare, mare atenție. Dacă nu știți ce faceți, nu intrați pe site-urile respective. Și doi, al doilea sfat, niciodată, dar niciodată nu achitați online nicio cumpărătură cu un card de debit. Întotdeauna de credit. Pentru că banca își recuperează banii și cardul instantaneu, în câteva ore, uneori în câteva zile. În schimb, dacă sunt banii tăi, ești bun de plată, aștepți luni de zile, umbli pe la poliție și tot felul de probleme din astea. Aha, interesant. Bun, asta. Și o zi frumoasă. Uite, nu știam, nu mă gândisem la asta. Mulțumim, Valentin. Da, nici eu nu știam pe asta. George, bună dimineața, mai avem puțin. Bună dimineața. Salut. Vreau să vă povestesc ce am pățit acum 2 ani. M-am întors din vacanță din Grecia. Mi-a fost clonat un card într-o benzinărie din Bulgaria. Dar nu era card cu chip, nu? Nu era, nu era. Asta. E un card wireless care le puteai să-l autorizezi cu o plată pentru 100 de lei. Ok. Ideea e că am primit un mesaj de la bancă că sunt ceva probleme cu cardul. Am sunat la bancă. Mi-au zis că am făcut o extragere, o tranzacție, mai bine zis, la minut, la secundă. Da. Mi-au fost retras de 17 ore câte 11-12 lei. Ideea că suma nu era foarte mare. Nu e mare, dar s-a Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru aceste mesaje și telefoane. Până acum, din câte știu eu, cardurile cu chip nu au fost clonate, nu au putut fi copiate. Se clonau alea cu bandă magnetică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.